Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi, cu câteva zile înainte de marele eveniment ce va avea loc vineri seara la Sala Mare a Consiliului Județean și vorbim de gala umanitară, stăm de vorbă despre ce înseamnă sprijinul pe care îl acordă Fundația Sfântul Sava oamenilor care au nevoie de foarte mult ajutor. În această seară, în platou, domnul Ionuț Vuță, vicepreședintele Fundației Sfântul Sava, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, cu drag. Am venit cu mare drag la dumneavoastră. Mă tot chinuie, trebuie să recunosc, de câteva zile să dau de părintele Milea și dânsul cu foarte, foarte multă treabă răspunde greu la telefon, dar când răspunde, îți umple sufletul de bucurie. Și așa s-a întâmplat și astăzi și m-am ținut de dânsul să mă ajute pentru ca în seara asta să am acest subiect. Mi-am dorit foarte mult pentru că vineri, așa cum am spus buzăinilor în urmă cu câteva zile, va avea loc un eveniment important pentru Buzău. O gală umanitară ce își va concentra toată atenția pentru copiii susținuți de Fundația Sfântul Sava și pentru bătrânii de asemenea susținuți de Fundația Sfântul Sava. În acest context, poate că mulți de acasă se întreabă, domnule, dar ce e Fundația asta Sfântul Sava, că tot auzim de ea? Ce face? Cu ce se ocupă? Cu ce putem să ajutăm noi? Sau cine ajută Fundația Sfântul Sava? Și mi-am dorit ca lucrurile să fie tranșate în direct, în cadrul unei emisiuni. Așadar, în primul rând, de câți ani există la Buzău Fundația Sfântul Sava? Fundația Sfântul Sava, în primul rând, pentru mine personal, este un miracol. Pentru că de mai bine de 20 de ani, din 1993, Fundația Sfântul Sava oferă sprijin persoanelor defavorizate, nu numai copii și bătrâni, ci și alte categorii, femei, victime ale violenței domestice și alte categorii defavorizate. Este o minune că reușim zi de zi să acordăm acest sprijin și să-l acordăm ca fiind de calitate. Nu numai de dragul de a bifa o cifră. Da. Ci devine ceva palpabil, dacă putem să spunem așa. Acest ajutor se simte, este real, se vede și se vede în modul în care acești oameni își duc viața după ce ajung să fie ocrotiți de aripa Fundației Sfântul Sava. Da, încercăm împreună cu părintele Mihail Milea, încercăm să ducem asistența socială un pic mai departe. Adică încercăm acești oameni să învățăm că munca are valoarea ei și că asistența socială nu înseamnă să stai cu mâna întinsă, ci că trebuie să prestezi un anumit serviciu. Nu vă închipuiți ceva extraordinar, dar majoritatea beneficiarilor noștri din centrele noastre fac activități, chiar și ele fiind mărunte, nu știu, de genul să selecteze fasolea roșie de cea albă, știți? Exact. Nu numai că este o activitate care le crește lor încrederea în sine, că nu sunt pur și simplu. Le face zilele mai bune, pentru că oricine petrece foarte mult timp stând are prea mult loc de a gândi la lucruri. De cel mai multe ori ne gândim la cele negative. Așa este, când stăm, ne împovărează grijile. Ce o să fac mâine, dacă am bani să plătesc, dacă pot să mă duc nu știu unde. Și atunci e bine să fim ocupați, să avem o ocupație, așa este? Cu siguranță, și vă dați seama că acest lucru se amplifică la cei, mai ales la cei bătrâni. Tocmai. Care stau și se gândesc, mai ales cei care nu mai au pe nimeni, ce stau și regretă. Ei, ce o să facă și unde au greșit, unde au ales greșit sau poate ce trebuia să schimbe la un moment dat în viață. Pentru că vorbim de copii, vorbim de femei victime ale violenței conjugale, vorbim de bătrâni, trebuie să luăm puțin firul de la început și întreb, atunci când a fost creată Fundația Sfântul Sava, când a fost pusă cărămidă cu cărămidă la temelia ei, cum a fost gândită? A fost gândită ca venind în sprijinul copiilor, doar al celor mai în vârstă, și s-a extins puțin după aceea când a văzut că poate la început, mai mult? Cred că și sigur părintele nu a întrevăzut că o să ajungă la nivelul acesta de asistență și socială. Și eu cred același lucru. Cred că este mai mult decât ce ar fi închipuit părintele că poate face vreodată. Cu siguranță. Deci toate activitățile, toate centrele care aparțin fundației au apărut ca o necesitate pe parcurs. Dar la început, fundația a început cu o cantină pentru copiii străzii. De aceea și fundația se numește Fundația Sfântul Sava pentru copii.
Și destinația inițială a fost pentru copiii străzii. S-a început cu o cantină în 1993, unde tinerii veneau și luau prânzul. Dar, referitor la ceea ce vă spuneam mai devreme, părintele și-a dat seama că nu o să ajungă nicăieri cu acești tineri dacă pur și simplu le dă degeaba. Le dă o masă, da. Și apoi ei pleacă, da. Și reiau acel circuit de a sta pe stradă, de a face diferite lucruri. Exact. Nu tocmai schimb cu nimic. Ortodoxe. Nu-i schimb exact. Cu nimic. Și atunci a hotărât să înființeze o școală de arte și meserii. Pe vremea aceea, acum sunt desfințate, din 2009 s-au desfințat, dar până în 2009 ele au activat. Din 94 până în 2009, la fundație a activat o școală de arte și meserii cu trei direcții. Una pentru fete, pentru croitorie, un atelier de croitorie, care astăzi funcționează pentru recalificare profesională. Am redirecționat scopul acestui atelier. Exact. Un atelier de tâmplărie pentru băieți. Și încă o profesie pentru cei care doreau să meargă în zona agricolă, pentru tinerii care vreau să rămână în zona rurală. Foarte indicat, de asemenea, pentru că vorbeam la un moment dat de modul în care tot mai mulți, la o vreme, au încercat să se desprindă de zona rurală, să plecăm de la țară, să plecăm de la sat, să mergem toți la oraș. Și ne-am dus toți la oraș și am văzut că unora nu le este locul aici, că unora nu le este bine și sunt unii de la oraș care ar vrea să facă munca aia de la țară. Și atunci, cred că este foarte indicat să încercăm să păstrăm mediul ăsta. A fost foarte, foarte bine aleasă această direcție de a învăța pe tineri munca. Da, eu vă spun sincer că am crescut la oraș, în Buzău, sunt orășean jet pe jet care nu știe ce înseamnă vacă și alte animale, dar am prins dragul de animale în cadrul Fundației Sfântul Sava. Noi încercăm să avem și o parte de autosusținere, să încercăm să ne autosusținem și fiecare așezământ, în special așezămintele de bătrâni, au câte o microfermă, unde avem animale. Câteva animale, da. Pentru consum propriu, pentru... Exact, da, deci totul pentru partea aceasta a noastră, pentru autogospodărire. Și acolo am deprins și dragostea acolo de animale. Ați văzut cum stă treaba, care e văcuța, care sunt celelalte animale și, de fapt, ce lucru bune ne dau ele. Învățam astea în școala generală, zâmbesc, pentru că mi-amintesc că în primele clase învățam ce se întâmplă cu văcuța, că avem lapte de acolo și mai târziu mâncăm și tot așa. Ei bine, se pare că ăsta este circuitul, cei de la oraș învață câte puțin despre lucrurile care se întâmplă la țară. Inițial, cred că lumea a fost ușor reticentă la a apela la fundație. Cam așa se întâmplă. Oamenii au o reticență în a se adresa. Sau cel puțin sunt așa suspicioși. Ce fundație mai e și asta? Ce fac ei? Ce se întâmplă? Și adică le dă mâncare degeaba și adică îi ține degeaba și așa mai departe. Cred că e ușor... ciudat la început să-i lămurești pe oameni 100% că le vrei binele și le va fi bine dacă se vor alătura. Am avut fericită ocazie de a face practică într-un liceu din București și mergând, vorbindu-le studenților, elevilor despre voluntariat, ai domnule, lasă-ne cu voluntariatul, că nu e ce fundații, ce nu știu ce, că nu e ce spuneți voi aici. Eu am făcut o fixație din voluntariat, deja am avut câteva emisiuni și acum că ați adus vorba de voluntariat, am acel pitic ce mi umblă pe creier pentru faptul că dacă toți am înțelege ce înseamnă voluntariatul, iar cei care într-adevăr au un pic de timp și-ar da mâna și-ar face voluntariat pentru copii care sunt în centre, pentru bătrâni, doar să te duci să stai puțin cu ei, doar să te vadă, doar să schimbi două vorbe, înseamnă enorm. Voluntariatul este benefic de ambele părți pentru că nu numai că l-ajuți pe cel de lângă tine, dar te ajuți pe tine. Îți creezi ție o stare interioară sănătoasă și mult mai bună și te eliberezi de alte griji care te-ar împovăra altfel. Noi nu am putea să funcționăm ca fundație dacă nu am avea voluntari. Noi avem 16 proiecte și nu avem decât un singur angajat la fiecare proiect. În rest avem foarte mulți voluntari, deci noi nu am supraviețui dacă nu ar exista acest concept de voluntariat. Dacă nu ar fi dragostea aceasta pe care ne oferă de fiecare dată voluntarii noștri, fie că sunt tineri sau fie că sunt bătrâni. Voluntariatul
este util pentru tineri pentru că învață, îi duce pe o direcție, educă, iar pentru cei bătrâni, pentru că le dă șansa să-și continue ceea ce ei știu să facă și e păcat pentru că societatea actuală îi marginalizează. Și voluntariatul îi activează, îi le dă din un sens. Îi păstrează și le păstrează via atenția și se fac util și se și simt util. Și asta e un foarte mare lucru atunci când parcă nu-ți mai găsești locul acolo unde îl aveai altădată. Vorbind de cât de greu e ca oamenii să înțeleagă 100% ce se întâmplă cu Fundația Sfântul Sava, mă întreb, de ce au înțeles mai mulți oameni ce este Fundația Sfântul Sava? Cred că de-aia ați început să vă extindeți până la urmă ca o necesitate, așa cum spuneați mai devreme. Da, cum vă spuneam, după ce am terminat cu școala de arte și meserie, a fost o nevoie ca acești copii care erau în cadrul acestei școli să meargă și într-un loc de recreere. Și astfel a luat ființă tabăra de la Bisoca, unde anual avem aproape 1500 de copii cazați. Noi îi primim gratuit, masa și cazarea noi o le asigurăm. Sunt copii defavorizați care vin din centre de plasament, din toată țara, nu numai din Buzău, copii care vin de la diferite școli, copii care au rezultate foarte bune, dar cu toate astea nu au o situație materială ca să-și poată permite să meargă într-o tabără. Iar noi aici la Bisoca le oferim această șansă gratuit și pe lângă masa și cazarea pe care o primesc, noi desfășurăm și activități culturale, educaționale, facem diferite activități pentru mediul înconjurător. Bisoca este o zonă extraordinară. Este o zonă superbă și știm foarte bine lucrul ăsta și stăteam și mă întrebam în timp ce dumneavoastră vorbați, mă gândeam 1500 de copii care primesc cazare și masă în fiecare an. L-aș numi un efort imens. Da, dar pe lângă această tabără, noi mai avem o tabără în Delta Dunării, la Maliuc, tot pentru copii defavorizați. În total, noi avem aproximativ 2000 de copii pe vară. Care primesc de la Fundația Sfântul Sava masă și cazare? Gratuit, da. Deci... Și cum se reușește punerea în scenă a unui asemenea spectacol de bunăvoință, dacă pot să-i spun așa? Cu multă dragoste și cu multă bucurie. Asta, dacă nu... Asta e clar, că se citește, îmi dați o energie bună, așa cum se întâmplă și cu părintele când mă întâlnesc cu dânsul, îmi dă o energie fantastică, am spus asta în fiecare emisiune în care am avut ocazia. De fapt, nu e o energie, este o stare pe care n-o simt decât în preajma dânsului și nici n-am putut să o definez vreodată, nu i-am găsit cuvintele potrivite, dar este o stare de foarte mult bine, asta este clar. La fel se întâmplă și în momentul ăsta, e o energie pe care mi-o dat și mă gândesc că toată energia asta, dacă așa e toată lumea, cu atâta voie bună în Fundația Sfântul Sava, înseamnă că de-aia ies lucrurile atât de bine. Dacă n-am avea voie bună, probabil n-am face treaba asta. Că... Cu siguranță. Vă întreb, cum ajung la dumneavoastră copii? Cum pot beneficia, nu știu, copii amărâți din Buzău care au o situație foarte grea? Eu astăzi am fost acasă, întâmplarea face ca astăzi să fi făcut teren. Și cu ocazia asta le dezvălui puțin celor de acasă din reportajul ce va intra în seara asta în jurnal. Undeva lângă Scutelnici, într-un sat, o familie cu 4 copii, cei 3 care sunt mari, toți au premiul întâi. Stau în 2 camere lipite cu pământ și trăiesc extrem de greu, dintr-un salariu de 800 de lei al tatălui și câțiva bănuți din alocații. Când l-am întrebat pe băiatul cel mare ce vrea, mi-a spus că vrea să învețe cât mai mult și să călătorească să vadă și el România. Întâlnirea a fost extrem de emoționantă, nici nu pot spune că a trebuit să-mi iau un răgaz de câteva minute, să plâng, să-mi revin și să mă întorc să-mi fac materialul. Iar băiatul cel mic mi-a spus că l-am întrebat de ce învață cu atâta patos și mi-a spus că i-a spus lui odată cineva că dacă n-are carte, n-are parte și el a ținut minte. Astfel de copii sunt cei care poate merită să primească o șansă, nu? Siguranță. Să vadă Delta, să vadă, să vină la Bisoca 2-3 zile și să vadă cum e în altă parte decât acasă. Cum reușesc acești copii să ajungă la dumneavoastră? Păi, în principal, majoritatea grupurilor care ajung la noi ajung prin profesori care deja ne cunosc. Tabăra de la Bisoca a împlinit anul acesta 15 ani de activitate. Foarte mulți înainte, vă urez. Săruna, mulțumim!
și am reușit cu ajutorul unor oameni de bine să o recondiționăm un pic, pentru că vă dați seama, an de an, atâți copii... Ani eu își spun cuvântul și da. Copiii își spun cuvântul lucrurile astea, și sunt convinsă. Sunt copii. Noi ceea ce facem la Bisoca nu facem decât pentru a-i vedea, a le vedea zâmbetul, a-i vedea zâmbind. Atâta. Noi, asta e mulțumirea noastră. Nu altceva, nu cred că ar fi mai mult de dorit decât să-i vedem pe ei bucuroși, că pleacă împliniți, că să știți că am avut și grupuri care au venit, la un moment dat au venit așa un pic că sunt mulți în cameră, că așa, dar au plecat de acolo plângând, pentru că Bisoca pentru noi nu este un loc, ci este o stare de spirit. Este o bucurie. Deja e mai mult decât locul propriu-zis, acela desenat, însemnat cu X-ul pe hartă. Da. E mai mult. E o stare de bine. E ca atunci când spui că nicăieri nu ți este ca acasă. Acest lucru mi l-a spus și băiatul cel mare astăzi, care, deși a stat la oraș, deși a stat la liceu și mă așteptam să spună că i-a plăcut, că nu mai stă în acele cămăruțe amărât, a spus, păi cum să nu fie bine acasă? Acasă nu e bine ca oriunde. Acum e cel mai bine. Sunt fantastici copiii cu aceste afirmații și sunt fantastici copiii ăștia care abia au ce să mănânce. Tocmai asta mă surprinde cel mai mult și când aud că atâția copii, bănuiesc că ajung la noastră și copii din centre de plasament și... Da, da. Deci, revenind, vă spun că orice copil care își dorește să vină în tabăra noastră, indiferent că nu sunt cu grupuri organizate, cu mare drag îl primim. Deci, cu mare drag, voluntarii noștri sunt acolo și îl primesc pe oricine. Indiferent că vine cu un grup organizat sau vine direct la noi la fundație și ne roagă să-l primim. Deci să facem un loc pentru fiecare își dorește să treacă pe la dumneavoastră. Cu mare drag și cu siguranță atunci când ai bucurie în ceea ce faci, poți să găsești loc și la masă, chiar dacă nu mai ai ce să pui pe masă. Și asta copiii aceștia de care povestiți, cu siguranță asta ne transmit, că cu puțin poți să faci multe lucruri. Asta mi-au transmis ei mie astăzi, sinceră să fiu, asta a fost impresia care am plecat de acolo, mai mult decât emoționant, de asemenea și ce îmi spuneți, faci așa câțiva fiori pe piele, da. Pentru că mă gândesc la efortul pe care îl depuneți noastră, la faptul că acei voluntari fac cu toată inima ceea ce fac și copiii pleacă cu toată bucuria asta în suflet, lăsându-vă și vouă o parte din această stare de bine, să vă dea energie să mai primiți și alți copii și să aveți energie și să-i supravegheați și să-i ajutați. Și să mai facem și la anul. Exact, încă un an și încă un an. Luăm o mică pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem în câteva minuțele, așadar rămâneți alături de noi. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, repede, cum v-am promis, pentru că încă sunt multe lucruri de discutat. Alături de mine în seara asta, domnul Ionuț Buță, vicepreședintele Fundației Sfântul Sava. Și încheiam prima parte vorbind despre bucuria pe care o lasă în urmă copiii care vin în tabere și pleacă. Pe de altă parte, vreau să vă întreb că sigur aduce bucurie sufletului și munca alături de cei care, din păcate, au fost uitați, lăsați sau n-au primit suficient ajutor din partea rudelor. De cei mai în vârstă? Cine nu are un bătrân, să-și cumpere. Exact. Așa și Fundația Sfântul Sava are mai mulți. Ceva foarte valoroși. Da, da. Ca și în lucrul acesta cu tinerii și cu copiii, și bătrânii, să știți că sunt la fel. La fel de haioși, la exact, fel de... Exact. Mie tocmai asta îmi place, că se zice că dau în mintea copiilor. Nu, eu cred că atunci își permit să aibă părticica aia în care să fie relaxat, să și glumească, să facă uneori câte o prostioare, exact ca și un copil. Lucrul cu bătrânii este extraordinar, fiindcă deși mergem pe mentalitatea că, vai domnule, sunt expirați, că nu mai e cum era pe vremea ta, mamaie. Exact, nu mai e dreptate, s-au schimbat vremurile, mamaie. Nu, lucrurile sunt aceleași. Și dacă reușești să-i activezi acolo unde să-i simți, unde vor ei, îți dau tot ce ai nevoie din înțelepciunea lor. Și
Asta încerca părintele să facă în așezămintele de bătrâni pe care noi le patronăm la Sfântul Sava, 3 la număr, să îmbine bătrânii părăsiți cu tinerii care ies din centrele de plasament după 18 ani. Pentru că nici unii, nici alții, la momentul acesta nu mai au familie. Și atunci, împreună, pot deveni o familie și se pot ajuta reciproc. Pentru că și tinerii au nevoie de un cuvânt bun și de o povață, dar și bătrânii au nevoie de ajutor. De un sprijin. Este foarte important să reușim să creăm o conexiune între generații, pentru că de cel mai multe ori cred că aici este problema. Mentalitatea celui tânăr se lovește puternic de mentalitatea celui mai în vârstă sau refuză să-i accepte din start. Ce să vorbesc eu sau ce știe el că are 80 de ani și nu mai știe nimic? Dar, de fapt, acest om de 80 de ani a crescut la rândul ei copii, poate și nepoți, poate i-au trecut prin mână câteva generații și cu siguranță știe măcar firul ăla clasic al vieții cum trebuie să meargă și îi poate spune câteva cuvinte celui tânăr. Pe mine mă surprinde că ați reușit să faceți lucrul ăsta, să-i faceți pe cei tineri să-i asculte pe cei mai în vârstă și viceversa, că de obicei e un zid extrem de puternic între ei. Este, într-adevăr, nu, dar să știți că zidul acesta are poate și el punctele lui slabe, așa este. Poate să fie dărâmat. Se poate dărâma cu mare ușurință. Da. Dacă pui dragoste, să pui dragoste în ceea ce faci și să încerci să ai tu răbdare cu ei, tu ca și coordonator de centru, tu ești cel care imprimi starea așezământului, deci tu ești cel care dai mai departe. Dacă oamenii te văd pe tine agitat și lipsit de chef și bunăvoință, așa vor fi și ei. Deci îți vor prelua starea și atmosfera va deveni din ce în ce mai tensionată, cu siguranță. Noi asta încercăm să, chiar dacă nu avem un număr mai mare de personal și încercăm să substituim prin voluntari cei care sunt acolo zilnic, încercăm să-i motivăm ca la rândul lor să motiveze pe alții, ca la rândul lor să dea mai departe bătrânilor. Iar bătrânii nu sunt o resursă care trebuie dată la o parte, ci ei trebuie folosiți, pentru că și nu în sensul rău a fi folosit, ci în sensul de a le da o întrebuințare, pentru că ei, pe lângă faptul că știu foarte multe lucruri, au multă iubire. Încă au multă iubire pe care vor să o dau. Da, vor să o ofere cuiva și nu au cui. Că, așa dacă, este. Din se spune păcate, că întotdeauna bunicii își vor iubi nepoții mai mult decât pe proprii copii. Și cred asta pentru că lipsa de experiență la început se sedimentează așa și devine o cunoștință foarte puternică atunci când au nepoței și iubesc cu foarte, foarte mare dăruire și vedem asta în jurul nostru. Cred că toată iubirea asta pe care n-au șansa să o ofere într-o familie, o pot oferi tinerilor ce le sunt alături. Sunt convinsă că acești bătrâni îi iubesc și pe voluntarii care fac voluntariat acolo. Eu cred că au o relație foarte frumoasă. Chiar zilele trecute am fost împreună cu un voluntar care nu mai fusese de mult la un cămin de bătrâni, a trebuit să-și pregătească licența și nu vă spun câte lacrimi s-au vărsat acolo. Bătrânii erau atât de bucuroși că uite s-a întors Mihai și că uite că ce bucurie, nu te-am mai văzut de vreo 2-3 luni și s-au îmbrățișat, s-au pupat. Adică foarte așa, exact ca într-o momente, familie. Da, momente emoționante pentru că nu sunt, noi ne străduim să avem condițiile cele mai bune, dar de multe ori nu reușim să oferim nici la tabere sau nici în celelalte proiecte ale noastre, nu reușim să oferim maximul de standard, dar reușim să oferim iubire. Și încercăm să le oferim partea asta sufletească, dacă nu reușim partea materială să o împlinim așa la toate standardele. Cred că dacă le-ați oferi un lux 100% așa cum găsesc într-o stațiune de lux, ar uita majoritatea de bucuria de aici cu care trebuie să vină și să plece în zecită sau în mită. Cred că ar veni să se bucure de plasmă, de nu știu ce confort, de nu știu ce condiții. Și ar uita
că vin să se joace copiii unii cu alții, să se bucure cum nu pot face acasă și așa mai departe. Da. Și bătrânii la fel. Cred că le e mai bine așa. Le e mai bine cu o microfermă lângă așezământ. Să îngrijească o văcuță sau o căpriță și să-și facă singuri, nu știu, să-și fierbă o cană de lapte, să știe că au contribuit la treaba aia acolo. Da, pentru că știți cum e? Îl ajuți pe om să se și familiarizeze, pentru că unii bătrâni chiar vin dintr-un mediu în acesta rural în care au avut și ei văcuța lor, cățelul lor și atunci vin acolo și se familiarizează, nu sunt închiși între doi pereți, trei, patru. Și le lipsește lucrul ăla, le lipsește viața lor de acasă și ceea ce făceau. Alții poate vin de la oraș și nu au avut niciodată ocazia să aibă grijă zilnică a unui cățeluș la ușă sau unei văcuță care trebuie mulsă sau îngrijită. Ei, și atunci le prinde bine să ia contact cu astfel de lucruri. Așa cum vorbeam, este un circuit care îi menține vii și în formă și le ține mintea ocupată să nu se mai gândească la griji. Copiii sunt prea mici, poate unii dintre ei să se gândească la grija zilei de mâine, dar bătrânii cu siguranță se gândesc și la trecut și la ce îi așteaptă în continuare. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, invitația pentru dumneavoastră, de fapt adresată în principiu părintelui Eumila și apoi direcționată către dumneavoastră, vine în contextul evenimentului de vineri. Vineri seara va avea loc la Buzău o gală umanitară ce își propune să strângă cam de toate, am zis noi. Să strângem și niște bănuți, să strângem și niște manuale, câteva jucării, hăinuțe, poate chiar și alimente neperisabile pentru copiii de la centrul dumneavoastră. După o săptămână vom avea și o misiune medicală ce își propune să ajute bătrânii din așezământul care ține de asemenea de Fundația Sfântul Sava. Vă întreb, în mod normal, cu siguranță, perioadele astea de bucurie maximă sunt cele mai frumoase, dar ca peste tot există niște probleme, există niște neajunsuri, niște perioade în care voi cei care vă ocupați de tot ce înseamnă administrarea centrelor, aveți niște griji. Care sunt principalele griji? De ce ar avea nevoie? Cu ce ar putea ajuta cei de acasă? De exemplu, eu vreau să donez, nu știu, niște hăinuțe și trei manuale. Pot face asta pentru copiii dumneavoastră? Cu siguranță. Noi ne bucurăm dacă ne ajută cineva și cu o frunză. Dacă ne dă cineva o frunză, orice ajutor este binevenit, pentru că nevoile sunt variate și sunt foarte mari și într-adevăr, în momentele acestea de bucurie mare, noi cei din spate știm munca. Vă ștergeți frunta de sudoare și știți cam cât ați pătimit ca să aduceți bucuria asta copiilor. Și nu vă închipuiți când se termină vara ce avem așa o mulțumire sufletească că au trecut ația copii prin taberele noastre și că am reușit să fie totul ok și nu am avut probleme de niciun fel, de nicio natură, dar suntem și bucuroși că se termină vara și zicem, în sfârșit putem să respirăm liniștiți. Pentru că pentru un astfel de eveniment încep pregătirile cu mult timp înainte și tot timpul stres, responsabilitatea de a avea zeci de copii tot timpul care să vină în tabere este imensă. Copilul și 5 minute, dacă n-ai fost atent, reușește să facă cea mai mare boacănă din lume. Știm foarte bine, măcar o dată am văzut lângă noi un copil care într-o fracțiune de secundă a reușit o schemă pe care n-am fi gândit-o niciunul. De exemplu, pentru gala de vineri eu am îndemnat așa și am zis, cine are acasă copii, are cu siguranță și o jucărie care e în plus în momentul ăsta. Cine are copilași mai mari, are cu siguranță un manual de anul trecut care nu-i mai trebuie. Se găsește pe acolo și o hăinuță și o pereche de încălțăminte care a rămas într-o stare bună și de asemenea o conservă, o pungă de orez sau o sticlă de ulei, nu costă foarte mult. Totodată i-am îndemnat pe cei de acasă să vină la gală. Vineri seară la ora 19, adică îi așteptăm cu drag. Cu foarte puțin timp înainte de ne-am apropiat peste două zile la ora asta, deja o să fim în foarte mare stres acolo. Îi așteptăm pentru că prețul este de 25 de lei, ceea ce este nesemnificativ pentru mulți dintre cei care pot veni. Ceea ce înseamnă o sumă modică pentru mulți dintre noi, dar înseamnă masa unui copil de la fundație. Da. Sau poate mai multe mese pentru un copil de la fundație. Noi așteptăm cu drag la această gală și mulțumim celor care s-au ocupat să o pună pe roate și să facă atâta bucurie. N-a fost ușor. Da, și vă înțelegem și chiar mulțumim tuturor celor care se implică și cu trupul, dar și cu sufletul, să facă treaba aceasta și așteptăm cu drag pe toți buzoienii care doresc să vină în întâmpinarea fundației
chiar și cu o vorbă bună. Noi avem nevoie și de vorbe bune, pentru că lucrând cu oamenii zi de zi, avem nevoie și de încurajări. Nu numai de parte materială. Adică... Sunt convinsă. Aveți acolo un mare centru de energie și de putere spirituală care este Părintele Mila. De acolo sunt convinsă că vă luați energia cu toții. Aveți aceeași energie frumoasă pe care am văzut-o și la dânsul. Dânsul zâmbește mai puțin, dar are aceeași tărie pe care am simțit-o și la dumneavoastră și mă gândesc așa, cei de acasă atunci când decid că pot ajuta cu ceva, pot căuta pe internet site-ul fundației. Cei de acasă ne găsesc pe strada Bistriței, aici în Buzău, și acolo este sediu central unde pot veni cu orice fel de ajutor. Și acolo sunt două domnișoare care se ocupă de partea aceasta de secretariat și de să trimită la celelalte așezaminte tot ceea ce e nevoie. Deci, cu mare drag. Cine poate face voluntariat pentru fundație? Oricine. Oricine. Din nou, oricine poate face voluntariat. Da. Dar ideea este că centrele, unul se află la Bisoc, așa cum spuneați, iar celelalte? Celelalte, deci, avem așa, la Bisoca și la Maliuc, în Delta Dunării, sunt două tabere de copii. Avem trei așezăminte de bătrâni, unul la Năieni, la Câmpeni și la Ulmeni, două sunt pentru femei și unul este pentru bărbați. Acum lucrăm la un proiect vast, transformarea unei unități militare. O să o transformăm într-un proiect social pentru copii și pentru bătrâni. Care o să fie răsunător, aș spune eu, pentru că nu prea am auzit despre treaba asta la noi în țară, cu atât mai puțin o fundație care să pună atâta suflet să se zbată din toate încheieturile ca să reușească asta. Cu ajutorul Dumnezeu o să fie prima astfel de unitate militară transformată într-un așezământ social. Acest așezământ social își propune nu numai să vină în întâmpinarea celor care au nevoie, ci își propune să se autosusțină prin activitățile sale proprii. Fiind o unitate întinsă pe 10 hectare, va avea și diferite ateliere în care tinerii care depășesc 18 ani vor lucra și vor avea și un loc unde să stea și vor avea tot ceea ce au nevoie, dar trebuie să încurajăm să dea mai mult din ei. Nu trebuie să încurajăm să stea, pentru că astfel nu-i valorificăm. Noi trebuie să încurajăm să facă ceva cu ceea ce au ei. De aceea, la momentul acesta, am câștigat un mic proiectel, am înființat o ciupercărie care va produce ciuperci pentru nevoile noastre. Nu este un proiect mare, dar și o parte din ciuperci vor fi vândute ca să asigurăm salariul la trei tineri preluați din centrele de plasament care au ieșit după 18 ani. Ei au fost școlarizați și au fost calificați în meseria aceasta de ciupercar și sperăm cu ajutorul Dumnezeu ca acest proiect să meargă și locurile lor de muncă să se mențină. Și așa cum este acest proiect, vor mai fi încă câteva. Deocamdată nu vă spun, poate când vor fi gata. Poate ne vedem la altă emisiune și dezbatem. Cu mare drag. Vă întreb de asemenea, cine poate să aibă loc la Fundația Sfântul Sava? Cum ajung oamenii la voi? Adică, despre copii mă gândesc că este cumva mai ușor, pentru că așa cum există și direcția care aparține de stat, mai face un vecin o sesizare că acești copii sunt într-o anumită situație, că pe unii îi lasă părinții, că nu-i vor, că nu-i mai vor, de fapt. Mulți dintre ei iau acasă, după care se gândesc că, de fapt, ba mănâncă, ba consumă, lasă că-i dăm înapoi să-i crească statul, noi doar i-am făcut. Alți copii sunt lăsați în spitale bolnavi, că de ce să ne batem capul cu un copil care a avut neșansa să nască cu o malformație? Și tot așa, o mentalitate total pe lângă valorile morale pe care ar trebui să le avem. Dar cum ajung acești copii la dumneavoastră? Cum ajung bătrânii? Cum sunt triați? Cum sunt sortați? Că mă gândesc că sunt sute de suflete care au nevoie de ajutor sau care s-ar îndrepta către dumneavoastră. În primul rând ajung cei care au nevoie. La fiecare noi, colegii mei care sunt în teren, în funcție de cazul care vine la noi, fiecare este împărțit și are atribuțiile lui. Unul din colegii mei merge, face o anchetă socială, vede despre ce este vorba. Sunt și cazuri, să știți, care
par la început incredibile, dar se dovedesc a fi neadevărate și atunci nu are rost să facem asistență socială cu cine nu trebuie. Exact, pentru că sunt mulți la rând care așteaptă o masă și care așteaptă un loc unde să doarmă și atunci trebuie striați foarte bine, tocmai de aceea am întrebat. Deci, în ceea ce privește acest triaj, avem anumite norme și o anumită metodologie pe care o aplicăm, pe care cred că de altfel o aplică și celelalte fundații din țară când vine vorba de copii sau bătrâni. Când vine vorba de grupurile care vin la taberele noastre, tot așa încercăm pe cât se poate să îi atenționăm pe organizatorii de grupuri că noi vrem ca acei copii care vin să fie din familii sărace, care să fie copii cu adevărat să defavorizați. Să aibă cu adevărat nevoie, exact. Da. Și să nu țină locul altora care stau cu dorința în suflet toată viața să meargă până la Delta sau să vadă, așa cum a fost în urmă cu ceva vreme, cazul despre care a vorbit toată presa în acel moment, cazul fetiței care nu a văzut niciodată marea. Foarte, foarte impresionant de asemenea și acel moment. Cred că viața ne dă cât un ghiont când și când, când uităm în ce fel trăiesc unii oameni de lângă noi și primim ghiontul ăsta de a cunoaște astfel de oameni. Eu l-am primit de-a lungul timpului și încă o dată astăzi când am fost alături de familia Manolache și eu cred că îl primiți frecvent de la viață când vedeți copii care ajung la centrele dumneavoastră și bătrâni și așa mai departe. Avem bătrâni care au avut copii și au crescut copii. Dar copiii și-au văzut de viață. Eu personal le mulțumesc tuturor asistaților și voluntarilor, pentru că în fiecare zi eu primesc o lecție de la ei. Adică nu poți să treci nepăsător pe lângă acești oameni care zi de zi, voluntari fiind, dăruiesc iubirea lor și bucuria celor care au nevoie și zi de zi cei care sunt în nevoie îți arată că te poți mulțumi și cu mai puțin decât ai. Exact asta a fost senzația pe care am avut-o eu astăzi când i-am văzut pe acești copii fericiți acolo în casa lor lipită cu pământ și văd nefericiți pe unii că nu schimbă mașina la timp sau ceva de genul. Și atunci mi-am dat seama că dacă îți dorești cu adevărat, viața îți poate fi frumoasă și așa, când ai la limită ce să pui pe masă. Vă întreb de asemenea, știu că proiectul este foarte amplu pentru femeile, așa cum vorbeam, care au trecut printr-o căsnicie dificilă, prin momente grele în viață, care au stat alături de un soț ce nu le-a respectat din multe puncte de vedere. Mă gândesc la faptul că avem prea puține plângeri la poliție. Avem prea puține femei care merg la poliție să se plângă de soț. Prea puține ordine de restricții. Puțini soți trimiși în judecată sau arestați pentru modul în care și-au abuzat soția sau și-au lovit copilul. Și totuși aceste femei se îndreaptă către fundație. Au curaj. Curajul e problema, cred eu. Da, și e vorba și de un pic de mentalitate, să știți. E vorba pentru că, uite, mă văd oamenii, mă râde satul, râde nu știu cine. Să stau căsătorită cu acest om o viață, chiar dacă mă bate sau chiar dacă se întâmplă nu știu ce. Că râde lumea, că mă știe satul. Și atunci vedem femei care își pot pierde viața câteodată sau copii abuzați, maltratați de-a dreptul de părinți, tocmai pentru că mamei e teamă să-și ia copilul de mână și să plece. Din păcate, este o realitate în România și poate nu numai. Siguranță nu numai. Dar noi avem o mentalitate învechită. Suntem cu câțiva ani în urmă și anii ăștia încă țin femeile acestea pe loc. Da. Femeile care ajung în centrul nostru, într-adevăr, dau dovadă de curaj, dar cred că de multe ori ajung și la limită. Nu mai au cum să mai suporte. Mai mult de atât nu mai pot suporta. Nu mai pot suporta și atunci ajung la noi. Noi încercăm pe cât se poate, nu ne dorim să ajungem la divorț. Ce încercăm să mediem. O reconciliere, exact. Să mediem ceea ce se întâmplă în acea familie. Avem voluntari care se ocupă atât pe partea aceasta juridică, cât și pe partea psihologică, pentru că automat cineva acolo suferă. Cu siguranță. Și de o parte și de cealaltă. Chiar și bărbatul care comite această
această faptă. Suferă când rămâne fără familie, suferă de singurătate, de regret de cele mai multe ori și cel mai mult într-o astfel de situație suferă copilul care există sau copiii din familia respectivă. Da, și împreună cu colegii, împreună cu preotul care se ocupă în special de, avem un părinte care se ocupă special de acest centru de violență, mergem și încercăm să rezolvăm problema și să încercăm în perioada în care mama stă în centrul nostru să o ajutăm să-și recapete încrederea în sine, să o ajutăm să-și dea seama că trebuie să meargă mai departe, să facă ceea ce este bun pentru copiii ei, după caz, și nu o încurajăm să neapărat să divorțeze, ci să mediem, să se rezolve treaba în ultimul caz pe filiera aceasta juridică. Noi oferim și sprijinul juridic ca să... Pentru o separare care se dovedește până la urmă a fi de cel mai bun augur pentru ambii. Până la urmă, cred că este mai bine acolo unde chiar nu se mai poate face ceva, ca fiecare să-și urmeze viața, să o ia de la capăt alături de altcineva, să încerce să-și refacă viața decât să stea împreună și să aibă astfel de episoade de violență și de aceste, retratamente. Aceste episoade de violență, v-am spus, au la bază în fiecare din ei doi o mică problemă. Și atunci de aceasta este nevoie de o mediere între ei doi, pentru că ajung la un punct în care comunicarea nu mai există. Și dacă comunicarea nu mai există, atunci ce? Este locul ei e luat de violență. Altceva. Da, și, din păcate. E bine de căutat în fiecare ce nu funcționează. Acolo unde nu se înțeleg ei, să vină altcineva și să încerce să le explice. Pentru că de multe ori oamenii într-o căsnicie sunt două pietre tari, din care nu rezultă decât scânteie. Da, dar dacă n-ar ieși scânteile acestea, lumea n-ar progresa. Deci dacă nu am fi diferiți și nu am venit să punem ideile pe tapet, și nu am avea caracterul puternic, nu am pune ideile pe tapet diferite, atunci nu am ajunge la un progres. Bine, nu vorbim de violență. Nu vorbim de violență, ci vorbim de faptul că întotdeauna este bine să avem caracter puternic și să susținem ceea ce ne dorim. Ei bine, pe final de emisiune spun așa, că eu îmi doresc ca vineri seară la Consiliul Județean la Sala Mare să fie alături de noi cât mai mulți buzoieni. 25 de lei, un preț modic ce poate aduce bucurie pentru un copil de la Fundația Sfântul Sava. Veți avea parte de un super spectacol și cam tot ajutorul va merge către Fundația Sfântul Sava pentru copii și pentru bătrâni. Asta ne dorim, îmi doresc mai departe și cu altă ocazie oamenii să se îndrepte către Fundația Sfântul Sava, pentru că faceți o muncă extraordinară și aveți o energie extraordinară. Mulțumim, v-am zis, mulțumim tuturor voluntarilor pentru că ei fac treaba. Noi coordonăm, facem lucruri așa, mărunte pe lângă ei. Ei dau toată dragostea și ei merită toată aprecierea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Mulțumesc. Vă urez multă sănătate și spor în toate planurile pe care le faceți. Mulțumim frumos. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră trebuie să rămâneți alături de TV Buzău. În aproximativ jumătate de oră veți vedea un super reportaj realizat astăzi acasă la familia Manolache și veți vedea cum niciodată sărăcia nu poate sta în fața ambiției de a învăța carte. Sunt Ilona Duță, ne vom revedea mâine seară la ora 18. Până atunci, o seară plăcută în continuare. La revedere!